Bun găsit, prieteni! Invitatul meu de astăzi, pot spune, este un om al momentului în asigurarea hranei sănătoase. S-a consacrat ca un specialist valoros în producerea legumelor în sistem ecologic. De o viață, încearcă să găsească soluții pentru ca ele să fie gustoase. Și acum îi învață pe studenți cum să le producă. Să-l cunoaștem! Bine ați venit! Vă rog să luați loc! Mulțumesc! Domnule profesor universitar Neculai Munteanu, pentru dumneavoastră, un om cu o expertiză atât de profundă, cu o experiență atât de bogată în domeniul legumelor, vă întreb, cam în ce procent dumneavoastră consumați legume ecologice? Depinde de sezon. Pentru că eu stau undeva la o casă, și acolo îmi produc legumele. Pe timp de vară am numai legume de ale mele și sunt ecologice, pentru că sunt profesor de ecologie, înseamnă că aș fi un mincinos. Și sunt convins că legumele ecologice sunt cele mai bune pentru om. Ele, mă rog, sunt un pic mai scumpe, trebuie să mai renunț un pic din câștigul, dacă e vorba de producție, vorbesc de un fermier, eu nu valorific. Agricultura ecologică are succes deosebit în solar, pentru că ai posibilitatea să reglezi factorii de mediu, pentru că ecologia înseamnă să reglezi factorii de mediu. Să reglezi în așa fel încât să fie în avantajul plantelor și să nu ai probleme cu bolile și dăunătorii. În solar, la fel ca în seră? Da, e la fel, numai că solarul e un fel de seră de vară, care are energia necesară, lumină și căldură, de la soare. Pe când în seră trebuie să mai vii și cu un supliment de căldură, mai ales pe timp de iarnă, în funcție de ce cultivi, este adevărat. Domnule profesor, ce înseamnă, de fapt, legumicultură ecologică? Lumea, când a început să cultive plante, acum vreo 15.000 de ani, erau ecologice. Totul a fost ecologic. Până prin secolul XIX, când s-a pus problema să crească producția prin orice mijloace. Deci pământul este primul element foarte important pentru a avea o agricultură ecologică, da, și o producție ecologică, da, de legume. Da, da, sigur. Solul este cel mai important. Mai avem în România soluri peste care să nu se fie trimis îngrășăminte chimice? Da. Da, mai sunt, dar... La noastră în grădină, de exemplu? La mine, nu știu ce fi fost înainte, acolo era un teren al unui ASE și probabil că au folosit. Acum, este adevărat, când se face agricultură ecologică standard, pe bază de certificat, înainte se face un istoric al terenului respectiv ca să nu fie poluat cu substanțe chimice. Dumneavoastră ați făcut vreo probă din solul personal? Nu, n-am făcut. Am mers pe încredere, pentru că
din fericire, dar punem între ghilimele, dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta de prin anii 80, când a început criza petrolului care ne-a afectat și pe noi, deși noi suntem o țară care aveam petrol și atunci, și acum, așa. Pentru agricultură, îngrășăminte chimice s-au dat mai puține și pentru că făceam export, orice era bun la export, se mergea întâi la export și până la noi. Și din fapt, cauza asta nu prea am poluat terenurile cu îngrășăminte chimice. Iar de pesticide, cele care omoară bolile sau agenții patogeni sau dăunătorii, iar nu mai importam, produceam noi și produceam iar în cantități mici pentru că vindeam cantități foarte mari în altă parte. Și deci noi am făcut forțat o agricultură mai spre ecologic. Nu ecologică, pentru că ca să fie ecologică trebuie să ai o ștampilă de la un inspector. Cum e când te prinde... Trebuie făcută o evaluare. Da, sigur. Pentru fiecare teren. Se face control, se face inspecția culturilor respective. La se diferite. Verifică solul? Sunt proceduri? Solul nu prea se verifică pentru că ar fi cheltuielile prea mari, dar se ia, face un istoric pe baza declarației șefului de fermă, se face un istoric al terenului. Ce s-a cultivat acolo acum 4, 5, 7, 10 ani de zile, depinde de când el este proprietarul terenului sau îl exploatează. Semințele? Semințele trebuie să fie tot produse în sistem ecologic. Și aici se leagă imediat cu ameliorarea și cu producerea, ameliorarea, adică crearea de soiuri noi sau cultivare, cum se folosește un termen mai nou acum. Și de asemenea, după ce se obține cultivarul, urmează o etapă de înmulțire a seminței acestui cultivar. Și aceste semințe sunt produse tot în sistem ecologic. Sunt anumite substanțe chimice sau alte preparate, ca să folosim un termen mai general, așa, care combat bolile și, sau așa e termenul, dar de fapt combatem agentul patogen. Așa, noi nu combatem viroza, ci combatem virusul. Virusul, da. Sigur. Așa este. Așa este și aici în agricultură. Și folosim substanțe speciale pentru treaba aceasta, extracte din plante, diferite pulberi din minerale și așa mai departe. Sunt tot au apărut acolo. Deja, sunt substanțe cunoscute. Și pentru îngrășăminte, de bază rămâne gunoiul de graz, dar compostat, pregătit în așa fel încât el să nu vină cu un gunoi proaspăt, vine cu un aport mare de substanțe care uneori nu sunt bune pentru plantă și nu bune nici pentru sol. De aceea el trebuie compostat, adică pregătit. E un proces mai complex de compostare care poate mai să fie... Mai laborios. Mai laborios, sigur, și făcut științific. Făcut științific. Poate să fie de 5-6 luni de zile sau un an, sau mai mult de un an de zile. Ce mai este important pentru o producție ecologică? Am spus pământul, îngrășămintele, foarte semințele. Important, foarte important pentru ca să faci agricultură ecologică. O să vă mire probabil sau o să mire pe cei care ne ascultă schimbarea modului de gândire a omului. A mentalității. Pentru că dacă e ca un jurământ, voi face agricultură ecologică, pentru că există posibilități de subterfugii, de a te eschiva de la anumite reguli și norme. Ei, omul trebuie să fie cu o credință deosebită față de ceea ce face. Spunem legumicultura sau horticultura în general, pentru că aici sunt foarte mulți agenți patogeni, sunt foarte multe mulți dăunători care sunt relativ greu de combătut. Nici în agricultura aceea convențională pe care o știm, așa, nu era prea ușor de făcut, de a avea control. În România avem acest sistem extins suficient? Este suficient de extins. Vedeți dumneavoastră, agricultura trebuie sprijinită de stat, adică de societate, în definitiv, că statul doar administrează ce ia de la societate. Și legat de chestiunea asta, îmi place tot timpul să vorbesc de o poveste așa cu o ironie a istoriei în ea. În 1962, în piața comună, țările din vestul Europei, s-a declanșat Common Agricultural Policy, politică agricolă comună, de care beneficiem și noi acum, în 1962, prin care
statele au ajuns la ideea că agricultura nu mai este atractivă. Și oamenii se lasă de agricultură și pleacă în altă parte. Pentru că așa erau condițiile. Munca este grea, plata nu este pe măsură, câștigul nu este pe măsură și oamenii se retrag. Dar era o mare dilemă. Cine asigură hrana? Păi tocmai este o chestiune strategică. Și atunci s-a convenit că producătorii agricoli să fie susținuți de stat. Ei, lucrul acesta a început și la noi și de asta și agricultura ecologică începe să aibă succes în România, pentru că în agricultura ecologică de obicei are loc o diminuare a potențialului de producție al plantei și al solului de până la jumătate. Și atunci trebuie prețul foarte bun. Numai că omul se duce tomate ecologice 4 lei kilogram, tomate fără să mai fie ecologice sau neecologice, sunt 2 lei kilogram. Lasă, băi, astăzi mâncăm de asta la alte. Ce gust au tomatele dumneavoastră? Altfel decât cele din supermarketuri? În general, gustul este dat atât de soiul respectiv, de cultivarul respectiv, cât și de tehnologia pe care o aplici. În supermarketuri sunt tot felul de soiuri. Important e să producă mult și să producă frumos. Adică tomatele să fie aproape sferice, să aibă o culoare așa, sau ardeiul, sau alte legume. Ori, sub aspectul acesta se ascund multe chestiuni care nu sunt chiar așa cum trebuie pentru sănătatea omului. Dar vin din istorie, vin din perioada Revoluției Agrare, când se introduceau în pământ îngrășăminte chimice multe, 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 anii 70, 80. Da, 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 da. Apoi se combăteau bolile și dăunătorii, la fel cu... Orice, da, da. Important e să moară. Nu conta dacă legumele respective sau fructul de la pomi, așa, este sănătos sau este bun pentru om. Omul mânca nu-și dădea seama. Ori acum sunt niște reguli foarte stricte, inclusiv pentru agricultura neconvențională, adică neecologică. Așa sunt totuși niște reguli destul de stricte și când omul își dă seama că nu-i place, nu-i bun, nu mai consumă. Spuneți-mi, câtă încredere să avem în produsele legumicole pe care se află ștampila bio? Bio sau produs eco. Bio, da. Sau eco, da. Dacă suntem oameni de bună credință, trebuie să avem încredere totală. Sau aproape totală. Eu am fost și inspector de culturi ecologice, mai ales voluntar la început. Pe urmă am lăsat colegii mei mai tineri să se ocupe de treaba aceasta. Și... cunosc că mai sunt și mici accidente, dar acestea importante sunt... Mici derapaje. Da, da, dar acestea să nu afecteze calitatea produsului. Există un compromis între agricultura aceasta ecologică și agricultura convențională, aceea intensivă, Revoluția Verde a lui Norman Borlaug. Dar această, la noi în țară încă acest compromis nu a fost... pus în termeni legislativi. Este vorba de agricultura sustenabilă. Este o agricultură de compromis între agricultura intensivă și agricultura ecologică. Adică acea agricultură intensivă nu a fost o greșeală. Pentru că cei care au făcut-o cu bună intenție. Sunt cei mai mari. Există mai multe produse pentru, da, dar populația globului. Dar trebuie globului. Făcută foarte meticulos, fundamentat științific. Poți să tratezi mana la vița de vie cu 3 tratamente pe bază de sulfat de cupru, să spunem. Da? Dar dacă nu știi să le faci ca lumea... Bun, dar aici e rolul cercetării științifice, cercetări care să dea rețetele. Specialistul, inclusiv un student când termină facultatea, știe lucrurile acestea. Domnule profesor Neculai Munteanu, aș vrea să vă întreb, cum s-a întâmplat ca un băiat de oraș, absolvent al unui liceu prestigios din municipiul Bacău, fostul liceu George Bacovia, actualul colegiu Ferdinand, să opteze pentru studii universitare în agricultură? Sunt născut în mediul rural, într-un sat mic de pe malul stâng al malul stâng, adică eu știu ce înseamnă malul stâng al Siretului, vis-a-vis de orașul Bacău. Acolo,
Buhoci se cheamă localitatea. Da, comuna Buhoci. Da, comuna Buhoci. Acolo s-a născut... La vreo 11 km de, Bacău. Da, așa este. Acolo s-a născut o personalitate celebră cu care, când eram elev, m-am mândrit cu chestiunea aceasta. Este vorba de academicianul Ion Borcea, care a făcut școala acolo, s-a născut acolo, părinții lui erau învățători și au făcut școală în satul respectiv. Pe urmă s-au mutat la Racova, de unde erau părinții lui, și el a ajuns o personalitate celebră la 40 de ani, membru al Academiei Române. Un mare specialist în oceanografie. Oceanografie, da, în studiul plantelor și el a fost profesor peștilor. La Iași, da, da. A fost profesor la Iași și a înființat, a fondat Institutul Oceanografic de la, sau pentru studiu mării, de la Agigea, care este și astăzi. Și mai care... sunt urmele lui Ion Borcea la Buhoci? A, nu mai este nimic. Casa în care s-a născut? Era o căsuță modestă în curtea casei parohiale, care era o casă mai impunătoare, așa. Dar casa, prin mai bătrânească, a fost demolată. Era dar casa dumneavoastră, unde ați copilărit, cum aia era? Este... A, nu, era o casă... Părinții mei au fost niște oameni gospodari, bunicii au chiar suferit. Că au fost cu ce se ocupau? Erau agricultori. Agricultori, da, nici nu se gândeau să facă. Iar tatăl meu provenea chiar dintr-o familie de legumicultori. De asta tata, când eram noi copii, și spunea că nu-mi trebuie legume toată viața, legume și cal, pentru că era o muncă cumplită de grea. Aveați pământ? Aveau pământ. Părinții mei aveau vreo 5-6 hectare. Ultimul hectar l-a cumpărat înainte de colectivizare, cu vreo 2 ani de zile. Și apoi l-au dus la cooperativă? Și l-au dat cu foarte mare bucurie. Între ghilimele, da? Da, da, da. L-au dat pentru modernizarea agriculturii. N-a fost rău, grea chestiunea aceasta. În schimb, s-a lovit în țăran. Asta este. S-a lovit în tradiție și... Și personalitatea lui. Și bineînțeles. Pentru că vedeți și acum, pământul este, să spunem așa, modul de identificare. Da, bineînțeles, sigur, sigur. Așa al țăranului. Da, așa este. Ei, astea au fost vremurile de atunci și pentru că v-am spus de politica agricolă comună din 1962, la noi în 1962 s-a încheiat colectivizarea. Deci, ce politică, e o ironie a istoriei. Am mai spus treaba. Ce fel de copilărie ați avut? Ca la țară. De când am început să umblăm, m-am trecut la treabă. Ați fost implicat în treburile pământului? Era obligatoriu. Nici nu se putea. Bine, mă pun. Mai aveți frați, surori? Da, am fost 6 frați cu toții. Unul a murit foarte mic. Așa, dar pe urmă ceilalți, dar au plecat toți, au fugit de agricultură, au fugit de colectiv, așa se spune. Colectiv. Da. Și aici m-am afirmat că un elev bun, sârguincios, de regulă, cei mai sârguincioși copii la țară erau fetele. Și eu am fost o excepție, pentru că am câștigat niște premii de astea, am fost, cum era atunci, de președinte, de detașament, de unitate, de pionier. Încă la Buhoci fiind. Da, 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 da. Și profesorii mei mi-au spus, bă, te duci să faci un liceu. Eu ziceam că mă duc să mă fac tractorist, îmi plăcea tare. Chiar în 67 am fost în anul întâi și țin minte anul acesta în mod deosebit, pentru că se împlineau 100 de ani de la aniversarea, de la întemeierea liceului. Liceului George Bacovea George din Bacău. Bacovea, da, așa. Părinții v-au îndemnat spre... Da, tatăl meu, că altă școală nu faci decât liceul 1, pentru că bunicul făcuse câteva clase de gimnaziu și era mare conțopist în sat, el făcea toate hârtiile, știa, învăța lumea să facă o cerere, o jalbă, așa. Și un frate de-al tatălui meu, începuse războiul, a făcut câteva clase, dar numai gimnaziu, atât. Și pe urmă s-a întors. Dar a rămas un om așa, mai cu carte. Știau să citească ziar. Să... Înseamnă că se făcea carte în satul dumneavoastră, de vreme ce ați intrat la cel mai bun liceu din Bacău, pentru că se dădea concurs de admitere. Da, am fost 6 pe un loc. Dar am avut o șansă. Cred că la toate, dar îmi plăcea în mod deosebit istoria, literatura și matematica, că dacă nu știai matematică, erai considerat slab, adică așa, nesatisfăcător.
matematica, matematica era... și astăzi e necesară, da, 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 în tot ceea ce facem, da, 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 că faceți agricultură, că... Depindea foarte mult de profesori, foarte mult de profesori, și faptul că eram aproape de oraș, foarte mulți profesori erau din oraș și veneau și făceau naveta în sat și erau foarte buni. Și uite, așa erați elev în centrul, da, 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 orașului, dar v-ați îndreptat la începutul studiilor universitare tot spre agricultură. Da. Cum de n-ați reușit să deviați acest traseu? Pentru că inițial vroiam să fac ori industrie alimentară, că eram bun la chimie și matematică, ori să fac medicină. Și la medicină, ziceam, era o concurență cumplită. Nu știu acum cum mai este, dar era cumplită. 20-25 pe un loc. Practic era... Cine se duce la un asemenea concurs? Cineva îmi zice, mergem amândoi la medicină militară. Tatăl său era ofițer și zice, mergem, și trebuia să facem o selecție. Și am fost eliminat de la asta. Ăsta a fost, nu avea o condiție fizică poate mai bună decât mine, dar el a fost considerat admis ca să, la proba asta. Și atunci, asta se, noroc că se făcea cam cu un an de zile înainte, și am schimbat imediat cu chimie, unde să mă mai duc? La industria alimentară, el era o aglomerație, pe care zic, merg în agricultură, aveam un coleg, mergem amândoi la horticultură. Și am mers la horticultură, numai că el s-a înscris mai spre sfârșit, mai sfârșitul sesiunii de înscrieri, și s-a dus la agricultură, că acolo era, cum să spun, concurența cam de 2-3 pe un loc, la horticultură era 6-7. Și m-am dus la horticultură. Și ați fost mulțumit de această decizie pe parcursul anilor? Astăzi, avut... de exemplu, regretați? Nu regret. Păi nici n-aveți cum, pentru că ați ajuns un mare specialist în horticultură, da, da, și atunci e firesc. Ați intrat primul și ați ieșit tot primul din facultate, da, ați fost șef de promoție. Șef de promoție, da. Acest lucru v-a adus beneficii, avantaje, da, în a obține o anumită repartiție în producție, se făcea repartizare guvernamentală. Guvernamentală, da, dar nu se... pe vremuri intrai în învățământ sau în cercetare, dar s-a schimbat legea cu vreo 2 ani înainte. Și n-aveam voie să merg în cercetare, că în învățământ iar nu mai erau locuri, început să se scadă numărul de studenți, și m-am dus în cercetare, dar cum? A fost un artificiu, că mi-a spus directorul stațiunii, profesorul, regretatul meu, profesor Nistor Stan, îmi spune, bă, eu îl cunosc pe directorul stațiunii de legumicultură de la Bacău. Stațiunea actuală, stațiune de cercetare, da, și dezvoltare, da, pentru, da, legume, Bacău. Da, 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 ea se înființase în 1974. Singura, dacă nu mă înșel, din regiunea Moldova. Da, 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 singura. Și dumneavoastră ați ajuns cu repartiția acolo? Nu. S-a făcut un artificiu. Ei la ILF, întreprindere de legume și fructe Bacău, că peste un an de zile, ILF-urile și care țineau de Direcția Generală a Horticulturii, vor ILF-urile și Direcția Generală va lua și cercetarea horticolă. A fost o perioadă de vârf, așa, până prin 85-86. A apărut agricultura intensivă, era nevoie de specialiști plus care să dezvolte. Toate tehnologiile care încă se mai folosesc și astăzi, toate au fost luate la pachet din Statele Unite ale Americii. Inclusiv sisteme de irigații, inclusiv tot era de acolo. Iar în perioada 80-82, nu, 78 până în 80, inginerii șef de fermă din România erau trimiși un an de zile în Statele Unite ale Americii să lucreze acolo. Și ei se înghesuiau, făceau întâi cursuri de limba engleză și se mergeau acolo, veneau, câștigau o mașină și veneau și cu tehnologia de acolo. Până în 1982, când o masă mare din cei care au plecat nu s-au mai întors. Și atunci a fost un semnal de alarmă. Partidul, nu mai pleacă nimeni. Eu tocmai atunci trebuia să plec în Olanda la cursul internațional de legumicultură de la Wageningen, o universitate celebră, pentru că este singura în top agricolă din lume, în top 100. Universități cum ar fi Cambridge, Stanford și altele din lume. Dar ați fost în Olanda, ați fost și în Marea Britanie în perioada aceasta de 14 ani cât ați lucrat la stațiunea de cercetări la Bacău. Acolo am fost în 1982 la cursul internațional de legumicultură,
trei luni jumătate. Și ei mi-au spus, eu le zic, eu aș fi vrut să vin la ameliorare, că eu răspundeam de ameliorare, adică de obținere de soi. Și că nu nimic, fă o cerere acum și peste 5 ani ai dreptul din nou la bursă, dată de statul olandez. Și v-ați dus din nou? Și m-am dus în 1976, când rectorul Universității Institutului Agronomic vroia să mă aducă asistent la ameliorare. Și îi spun, domnule rector, pot eu acum, am contract, trebuie să plec în Olanda. Lasă, ce Olanda vie aici? E, până la urmă, n-am renunțat. Că... Erați unul din tinerii remarcați acolo, de aceea ați și mers în Olanda și în Marea Britanie. Ați învățat lucruri importante, utile pentru extraordinar, ce ați făcut apoi? Era școală de dimineață până seara. Când terminai orele, ajungeam în cameră, cădeam, cum se spune așa, lat, ca la instrucție, în pat. O jumătate de oră, o oră. Era o oboseală cumplită. Era efortul pentru limbă, trebuia să cunoști. Numai că profesorii au fost fantastici. Chiar profesori. Aveau acest sector horticol dezvoltat în Olanda la vremea aceea? La vremea aceea erau cei mai buni din lume, ca performanțe și ameliorare. În ameliorare, la fel. De fapt, legile Lumendel, lumea probabil că a auzit că acum se face la școală, că genetica a fost descoperită practic când s-au stabilit legi, reguli. Când dai reguli și legi și metodă de lucru, se descoperă o știință nouă. Și genetica a fost numită așa în 1901 de unul Bateson, un profesor de la Cambridge. Dar ea a început aceasta cu Mendel, un arhiepiscop de la Brno. Și el a spus niște reguli și lumea, lasă-mă ce știe popa asta. Peste 40 de ani au fost redescoperite legile lui și au fost redescoperite de un olandez, de un neamț și de un francez. Domnule profesor... Și de asta e o mare tradiție pentru așa ceva. Da, tot ați amintit de ameliorare, poate nu toți telespectatorii noștri sunt familiarizați cu acești termeni. Misiunea amelioratorului, să creeze, să studieze ce are la dispoziție material biologic și să includă anumite caractere de la unul, de la altul, într-un cultivar nou. De ce e nevoie de acest lucru? Păi pentru că vrea agricultura mai mult și mai bine. Vedeți, deci pentru producții mai mari? Pentru producții mai mari, pentru... Aici sunt niște obiective specifice a ameliorării și primul obiectiv este producție mai mare. Acum nu se mai cere așa. Să fie rezistent la boli și dăunători. La boli și dăunători, să aibă plasticitate ecologică, adică să se adapteze în diferite condiții de mediu, să aibă substanțe nutritive în cantitate mai mare, de exemplu la tomate, să aibă licopen sau, mă rog, carotenoizi în general, așa. Care sunt, de fapt, esența tomatelor, pentru astea ar trebui să le mâncăm. Dar noi le mâncăm că ne plac, lumea n-ar de unde. Și nici nu e nevoie să știe. Important e dacă îți plac să le mănânci și atunci ai și carotenoizi, nu trebuie să cumperi pastile. Uitați, foarte multă lume spune că multe din tomate, luăm tomatele, da, dar da, e valabil și pentru ardeiul gras, multe din tomate pe care le cumpără de la supermarketuri nu au gust. Așa este. Nu au zeama, nu sunt zemoase, așa cum erau roșiile odinioare și poate generațiile noastre știu mai bine decât generațiile tinere. Foarte. Așa de este. De ce? Ce se întâmplă? Adesea cumpărătorul este mai puțin avizat. Pe el interesează să aibă formă frumoasă, să aibă culoare frumoasă, să fie ferm. Tomatele când le tai, să le poți tăia cu aparatul ăla de feliat la salam. Inimă de bou, care e celebru, un fruct mare, parfumat, plăcut, când tăiai o pătăgică de aia în casă, mirosea toată casa. Nici miros? Bă, dar nu, tradițional, miros specific de tomate, sigur. Așa. Ei, acestea sunt într-adevăr, dar nu le mai poți tăia așa felii, dar oamenii nu erau pretențioși pe vremea aceea. O tăiai bucăți și dacă o țineai în casă, în 2-3 zile se strica, trebuia să fie consumată. Pe când astea te pui pe masă sau în frigider și le ai și o săptămână. Poate influența sistemul ecologic de producere, gustul, aspectul acesta? Prea mult nu.
Când deci vine de, din ameliorare, din ameliorare, genetică. Din genetică, din gena care dirigează caracterul respectiv. Iar oamenii vor, așa cum v-a spus, când vorbim de tomate, să fie ferme, să se păstreze mult în frigider, să, pe când cele care erau pe vremuri, plus să fie producție mare. La tomatele inimă de bou, se formează 3-4 fructe. Și nici nu se eșalonează. Cam coc toate sau se maturează toate într-o perioadă relativ scurtă de timp și după aceea nu mai ai. Pe când astea le poți dirija să o ai recoltă până vine bruma sau dacă iese în seră, perioadă foarte lungă de timp. Soiul care să fie și gustoase, și parfumate, și să fie zemoase, care este acela? Păi din ce am avut dinainte sau că am pierdut. Asta e din nenorocire sau că am pierdut. Și cineva îmi spunea, am vrut niște semințe de la soiul cu tare și le-am găsit în banca de gene din Statele Unite ale Americii. E un lucru trist. Trist. Foarte trist. Pentru că activitățile acestea de colecție, de studiu al colecțiilor, de păstrare a lor, care se face cel mai bine în băncile de gene, înseamnă bani mulți. Înseamnă bani mulți la cercetare. La Bacău, la stațiune, nu aveați o astfel de bancă? Sau o colecție aveam colecții, bineînțeles. Depinde, făceam colecții acolo la culturile la care făceam noi ameliorare. Ați lucrat mult în ameliorare. Am lucrat aproape de la început. Întâi am fost 3 ani de zile la fermă și pe urmă am trecut în cercetare. Să spunem telespectatorilor, ce înseamnă aurie de Bacău? Da. Sau verba. Și verba, da. Astea niște soiuri noi de fasole care au devenit celebre și m-au făcut și pe mine celebru în perioada aceea. Unii nici nu mai spuneau, Munteanu spunea, băi, fasole. Așa. Sau aurie de Bacău. Auria de Bacău este chiar foarte cunoscută. Da. El a fost obținut relativ ușor printr-o 3-4 ani de selecție. La altele trebuie să lucrez mai mult, la verba am lucrat mai mult. Printr-o selecție foarte intensivă și erau posibilități atunci și am obținut acest soi. A avut căutare? Are căutare? Da, pentru că a fost o conjunctură. În perioada respectivă nu mai era folie de polietilenă. Adică era, produceam folie de polietilenă, dar o exportam. Și foarte greu mai era folie de polietilenă. Plus în solarii, adesea mai e nevoie și un pic de căldură, să bagi o căldură suplimentară. Și atunci solariile au rămas fără folie. Folia nu ținea ca acum 3-4 ani de zile, ci un an de zile. Toamna se dezintegra. Și pentru că era scheletul acela folosit pentru culturile care se palisează, tomate, fasole, castraveți și așa mai departe, era nevoie de foarte multă fasole, de cultură ca să faci asolament. Că nu castraveți cu tomate și iar castraveți, iar tomate, nu prea mai merge așa. Ce aveai nevoie de fasole, care este o plantă pentru bună în asolament. Rotație. Rotația culturilor. Și atunci, fasole urcătoare. Era extrem de scumpă din Occident. Erau câteva Gold Stream și altele și zice, eu am venit, venise cineva, era o fasole din Transilvania, grasă de Transilvania, dar aia face ațe. Adică, se știe, bine pergamentoasă. Mai făcuse cineva, tot de la Bacău luase sămânță, profesorul respectiv, dă-mi mie, avea un fermier fasolea respectivă, dă-mi mie și a dus-o omologat-o și a numit-o Bogdana. Și a devenit celebră. Dar și aceasta făcea ațe. Pe când asta aurie de Bacău nu face ațe. Și e un mare lucru. Da. Și, și pentru gospodine, dar da, și sigur, pentru bărbații da, care da, merg da, la piață. Și da. Să facem o scurtă paranteză și să mulțumim complexului hotelier Bellaria pentru că ne găzduiește. Și continuăm, domnule profesor Neculai Munteanu. Multe dintre soiurile pe care le-ați creat sunt și brevete de invenție. Da. Sunt lucruri absolut noi. Da. Care, la care ați muncit cel mai mult sau la care ați lucrat precum un artist? Pentru că și aici e o muncă, talent și răbdare. Ce se întâmplă în ameliorare? Pentru că acolo este jocul genelor, cum se combină ele. Și depinde de noroc. Trebuie să ai și un pic de șansă. Dar șansa trebuie să fie totuși controlată. Și asta nu se poate decât dacă ai pregătire corespunzătoare. Ce este un cercetător științific?
E un alergător de cursă lungă? E un singuratic? Un solitar? Nu, nici într-un caz. Nu este așa. Este un alergător, dar trebuie să fie într-o echipă mare și o echipă valoroasă. Că dacă aleargă numai el cu 2-3 și spai de capul lor, nu o să ajungă niciodată la performanță. Contează totdeauna să te uiți în stânga, în dreapta, să vezi cum merg și ceilalți. Așa este și în ameliorare. Un cercetător științific așa trebuie să colaboreze foarte mult. Lucrează mai mulți cercetători, 2-3-4 la un e obligatoriu. La un soi? Dacă este nevoie, lucrează. De exemplu, pe mine, dacă a fost vorba să testez pentru rezistența la boli, asta trebuia să lucrez cu un fitopatolog. Și am lucrat cu un fitopatolog. Dacă e pentru rezistența la dăunători, dacă trebuie să lucrez cu un entomolog sau depinde de dăunătorul respectiv. Dar dacă e vorba de calitatea soiului, conținutul în proteine, în glucide, în, știu eu, fibre sau substanțe antinutritive, că adesea e pericol mare să faci ceva care este dăunător omului. Și atunci trebuie să lucrezi cu un biochimist. Nu poți să faci de unul singur. Deci sunt echipe complexe. Sunt echipe complexe. Din păcate, acum sunt cam singuratici amelioratori, că din ce în ce mai puțin. Ideile se nasc dintr-o masă critică. E o chestiune filozofică, așa. Când sunt mai mulți, atunci apar ideile. Și când stai de vorbă, eu am, de exemplu, am un biochimist să spune, măi, aici dacă ai putea să faci ceva, și zic, cred că da. Chestiunea asta se găsește în soiul cutare, pe care eu îl studiasem, și printr-o hibridare o să transfer acel caracter în soiul pe care l-am eu. Un cercetător trebuie să fie un descoperitor, el să găsească soluții la momentele actuale ale societății, ale oamenilor, așa mai departe. Deci, fără cercetare nu o să putem înainta, dar de fapt, vrem, nu vrem, acum, având în vedere globalizarea asta, mergem cu șuvoiul, cu toată lumea, pentru că noi trebuie să o spunem, în România nu prea am avut posibilități, au fost așa, dar acum au scăzut aceste posibilități. A fost o perioadă fastă în, nu știu anul exact, dar prim-ministru era Tăriceanu și atunci a fost nu e meritul lui, a fost o politică națională treaba asta. Au fost fonduri multe pentru cercetare și s-a văzut, s-au făcut echipe de cercetare, dar după aceea au scăzut fondurile și din cauza asta toți ne îndeamnă să luăm bani la Uniunea Europeană. Dar acolo eu am lucrat într-un proiect internațional cu vreo 6-7 universități din Europa, pe un proiect care se chema așa Consumer Expectation, asta era cuvântul principal, așteptarea sau dorința consumatorului. Și aveam tomate la noi, tomatele și merele din România, alții erau cu ciupercile, alții erau cu coacăzul și așa mai departe, mai multe universități. Și cel care coordona era Universitatea din Bournemouth și profesorul de acolo spunea, eu am omul meu la Bruxelles, un agent care se interesează de ce este nou, ce proiecte vor veni, trebuie să știi cu un an de zile că la anul vor fi niște proiecte. Să te pregătești că atunci când se lansează, să te duci acolo. Te duci la pește după ce a trecut valul de pește și te mai duci și tu să vezi ce mai este acolo. Adică, și aceasta e o chestiune legată de conducerea statului. De modul cum vorbiți, cum ne explicați și cum vă reamintiți de anii aceia în care ați lucrat la stațiunea de cercetări Legumicole Bacău, rezultă că v-a plăcut foarte mult. Și cărțile dumneavoastră și brevetele de invenție dovedesc acest lucru. Și poate, iată, ca o continuare firească, cel puțin așa consider eu, după o activitate practică în acest domeniu de 14 ani, ați ajuns cadru didactic universitar, continuați cercetarea științifică, dar și generați idei, instruiți viitorii specialiști. E așa, te simți că trăiești, că faci ceva, dacă nu faci treaba asta. V-ați dorit să ajungeți la catedră în Universitatea Agronomică din Iași? Poate nu aș fi venit în universitate, pentru că era destul de bine acolo și te puteai afirma. Cercetătorul vine cu lucruri foarte concrete. Eu am făcut lucrul ăsta.
aveam expertiza practică, dar contactul cu un auditoriu larg l-am avut întotdeauna, pentru că noi, ca cercetători, iarna făceam cursuri cu ingineri agronomi. Și dacă acolo nu erau studenții care nu știau nimic, sau de-abia știau câte ceva. Mai erați luat și la întrebări câteodată. Erai luat la întrebări tare de tot. Și era o satisfacție deosebită când bine, uite, am aflat și eu treaba asta, de ce este așa. Și normal că eram fiecare pe problemele noastre. Și ați venit la Iași? A fost ușor, a fost greu să vă mutați cu întreaga familie până la urmă? Da, bineînțeles. Nu, n-a fost ușor, dar nu are importanță. Important e că până la urmă am reușit. V-a captivat și această muncă la catedră? Da, mi-a plăcut. Îți place când stai de vorbă cu studentul și când vezi că el se uită la tine. Bine, dacă stai cu nasul în carte și citești studentului, ăla nu se pucă și el. Am ales acum și-a laptopul și-a pe sub masă. Pe că dacă stai de vorbă cu el și vezi cum mișcă și îi vezi satisfacția lui, așa este. Când găsește, când află ceva nou, imediat se apărinde parcă așa câteva beculețe în capul lui, probabil, dar se vede pe lumina ochilor lui. Mie îmi place la catedră să fac un curs interactiv. Eu știu ce am de predat, am scris pe o bucată de hârtie eventual anumite cifre, așa, și rest țin cursul liber și îl țin interactiv. Și studentul poate să mă întrerupă oricând. Dacă cineva vrea să iasă din timpul cursului, să iasă afară, poate să iasă. Că așa era în Marea Britanie sau în Olanda. Dacă nu aveai vreo nevoie, trebuia să ieși, puteai să ieși afară. Sau să întrerupi, ridicai mâna. Și profesorul se oprea și... Cum erau studenții de acolo față de studenții noștri de astăzi? Întrebarea asta mi-a fost pusă de o profesoară din Marea Britanie. Era un curs de genetică moleculară și acum foarte bine mi-a prins când m-am dus la cursul ăla. Acolo poate trebuia să fiți la răspunsul acela diplomat. Aici trebuie să spuneți realitatea. Nu, erau foarte... Cred că, bine, așa, din istorie știu că poporul care ne-a ajutat cel mai mult au fost francezii. Asta e părerea mea, n-are importanță. Așa. Dar englezii sunt foarte, și cred că toți oamenii cultivați sunt foarte sinceri și nu se pune problema să-ți dai un răspuns, așa cum a spus dumneavoastră diplomat. Nu, m-a întrebat, cum sunt studenții la dumneavoastră? Și eu am spus, ca și studenții de aici. Să știți că așa e în toată lumea. Studenții sunt la fel. Sunt inteligenți. Bine, că mai ai și unul care vine că l-a trimis tatăl să ia o diplomă, aia e altă chestie. Dar sunt inteligenți, sunt educați, pot vorbi cu ei orice, mai ales studenții din anii mai mari, 3-4. Eu am predat și la anul întâi și am crezut că nebunesc, că eu vorbeam și stăteam de vorbă cu ei, vorbeam istoria horticulturii. Și e o chestiune fantastic de... E frumoasă, dar nu știu cât o fi de utilă, că poți să faci agricultură fără să știi că tomatele au fost aduse din Statele Unite, din America, în 1492 sau 93, când a descoperit Columb America. Poate nu e important ca să faci o horticultură așa, dar era un curs interesant. Și ei aveau tot timpul altceva de discutat. Cum să ăștia în clasa întâia? El are treaba lui, se gândește. E o evoluție firească până la urmă. Da. E și zic, bă, se vede cum te-a șlefuit școala. Și asta este cel mai mare câștig. Vreau să vă întreb dacă dintre absolvenții dumneavoastră, dintre absolvenții universității, aveți legumicultori performanți care au reușit să se impună pe acest domeniu. Cred că unii mă vor întrece. Da, se întâmplă treaba. Am bucuria asta. Sau poate aveți cercetători științifici. Și cercetători științifici am... care au făcut doctoratul cu mine și s-au afirmat ca foarte buni. Unde? Tot la Bacău? La Bacău sau prin țară, prin diferite locuri în țară. Sau au o expertiză deosebită, sunt inspectori. Un inspector trebuie să fie expert pe anumite probleme, de exemplu, pe probleme de agricultură ecologică. Fermieri? Sunt în județul Iași, în Moldova? Păi toți, până la urmă, cam cred că 50% sunt, mai ales la noi, în legumicultură. Pentru că legumicultura, așa cum spunea Ionescu la Brad, e meseria cea mai la îndemână și omului bogat și omului sărac. Poți să o faci și într-un ghiveci, dacă vrei, poți să o faci și pe 100 de metri pătrați, poți să o faci și pe 100 de hectare. Spuneți-mi, îi mai vizitați pe foștii dumneavoastră studenți
în fermele lor, vă mai invită să... A, dacă ar fi după invitația lor, n-aș mai avea timp să stau la universitate. Dar am la universitate prorectorul cu problemele studențești, este fostul student de-al meu. Domnul Stoleru, domnul Stoleru, Vasile Stoleru. Vasile Stoleru, da, sunt foarte mândru de el. Un băiat deosebit. Dar la țară, într-un sat? Sigur, la Târgu Frumos, toți legumicultorii de acolo au fost studenți. Cum sunt tomatele și celelalte legume produse în solariile imense de la Târgu Frumos? Sunt, cred că, dintre cele mai bune. Și ei au produs chiar inclusiv în sistem ecologic. Dar au renunțat unii pentru că n-au putut să facă față. Horticultura ecologică și deci legumicultura ecologică are niște exigențe deosebite. Și a zis, domn profesor, nu pot. Pentru că ar trebui să mint. Am avut o invazie de musculița de seră în cultură la castraveți și atunci a trebuit să folosesc actara sau mospilan. Acestea sunt substanțe chimice. Chimice care sunt interzise. Deși unele dintre ele pornesc tot de la substanțe din plante extrase. Și pentru că am încercat cu ăla și n-a reușit. Și până la urmă într-o asemenea situație se face, de exemplu, cum e în Marea Britanie. Dacă ai o situație de felul acesta, se închide solarul, lași totul să moară și primești despăgubiri de la stat. E pe când ăsta nu putea să-și permită așa ceva, că nu-i dădea nimeni banii. Și atunci a folosit acest actara sau mospilan și a rezolvat problema și a mers mai departe. Pornind de la astfel de cazuri, ați realizat studiul dumneavoastră factori de risc în culturile legumicole funcție de pretabilitatea lor la sistemele ecologice de cultivare? Da, sigur. Sigur. Aceștia sunt factorii de risc? Adică să nu respecti la capăt exemplu, drumul critic, să spunem așa? Da, așa este. E foarte ușor, de exemplu, de înțeles, dacă luăm două culturi, tomatele și ardei. La tomate avem o mulțime de factori de risc. Bolile, așa, și atacul unor dăunători extrem de periculoși. Ceea ce nu se întâmplă la ardei. Deci, la tomate sunt factori de risc mai mulți față de ardei. Și putem exemplifica cu bolile, cu dăunătorii. În primul rând, ăștia sunt factorii de risc. Cei mai evidenți și cu implicații majore în producția legumicolă. Ori cunoașterea acestor factori de risc este foarte importantă. De fapt, eu am introdus în cursul de legumicultură, când vorbim despre importanța unei culturi, vorbim de importanța alimentară, așa, pentru că trebuie să știm de ce le cultivăm. Da? Așa. Vorbim de importanța agrotehnică, adică cum folosim terenul, că valorificăm terenul, cultivăm legume. Că poți să cultivi și altceva. Pe 100 de metri pătrați ai un nuc. Pe când pe 100 de metri pătrați poți să cultivi tomate și să ai alt mod de valorificare a culturii. Apoi, importanța economică și socială. Adică dai de muncă unui om, are posibilitatea să-și câștige existența. Și factorii de risc. Și zic, ar trebui să le pun întâi factorii de risc. Când vrei să faci ceva, întâi te gândești, bă, oare ce pot eu păți rău cu cultura asta? Și să-ți iei măsurile astfel ca să eviți acești factori de risc, să-i poți controla și, eventual, în anumite situații, ți-i asumi. De exemplu, văd să obții o cultură timpurie de tomate. Plantez mai devreme. Dar ce risc este? Să vină o brumă, să-ți radă tot. Domnule profesor Neculai Munteanu, discuția noastră ar putea continua la nesfârșit, pentru că sunt numeroase probleme legate de acest domeniu extraordinar, un univers al legumelor și nu numai al legumelor și al viței de vie despre care n-am discutat, despre gazon, despre plantele ornamentale. Am avea subiecte nenumărate de a discuta. Vreau să vă întreb însă în încheierea dialogului nostru, când credeți că vom putea consuma într-o proporție covârșitoare legume bio care să ne protejeze sănătatea? Da. Puteți face o astfel de previziune? Dacă dorim ca
legumicultura ecologică să asigure din belșug și pentru toată lumea produse ecologice, ar trebui ca cineva să facă un efort deosebit și acesta trebuie să fie societatea. Pentru că statul, dacă societatea contribuie, statul va dirija. Și deocamdată important este ca să producă, să fie produse aceste legume ecologice, mai ales pentru categoriile de oameni care au strictă nevoie sau le este interzis să mănânce altceva decât în sistem, din sistem ecologic. Dar există și posibilitatea ca să practicăm o agricultură de compromis dintre agricultura ecologică și agricultura industrială sau de tip intensiv sau convențională, așa numită agricultură sustenabilă. Și aceasta trebuie practicată într-un sistem stabilit prin lege, în care poți să folosești îngrășăminte chimice, dar într-o cantitate stabilită, rezonabilă. Este așa un orizont așa, pentru așa numită smart agriculture, agricultura inteligentă. Când controlez fiecare plantă și mă duc și exact la aia fac tratamentul respectiv, folosind drone, diferite sisteme. În încheiere aș vrea să mulțumim Complexului Bellaria pentru faptul că găzduiește emisiunea noastră.